Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta moneda de un sfert de dolar cu chipul lui Washington, zis și Washington Quarter, emitent Statele Unite ale Americii pe perioada Republicii Federale. Monedă de circulație standard între anii 1965-1998. Compoziție, cupru placat cu nichel, greutate 5,67 de grame, diametru 24,26 de milimetri, grosimea 1,75 de milimetri, formă rotundă, orientare aliniere monedă, sus, jos. Portretul este poziționat din profil stâng și este al lui George Washington, primul președinte al Statelor Unite, între anii 1789 până în anul 1797. Este însoțit de motoul "In God We Trust" și înconjurat de inscripția "Liberty". Pe verso este un vultur cu aripile întinse, stând pe un mânâi de săgeți cu două ramuri de măslin. Este înconjurat cu valoarea nominală, motoul din multe unul și inscripția Statele Unite ale Americii. Marginea este zimțată, având 119 zimți. Această monedă este din anul 1965, este produsă de Monetăria Statelor Unite Philadelphia sau Denver, în număr de 1.819.717.540 de bucăți, cu o valoare nominală de $1,80. Se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 300 de dolari și 2550 de dolari. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați să dați like și subscribe. O zi bună!